Salut, ce faci? Bine, tu? Te aranjezi aici sau ce? Da. Ce fac? Eu mă uitam la tine, te-am văzut de prima dată când ai venit. Da. Da? Arăți super ok. Mulțumesc. Ai venit să cauți pe cineva, nu? Da. De ce așa ești speriată? Am să speriată. Da, cum ești? Cum ești? Nu sunt în niciun fel, dar ești prea apropiat de mine. A, să ținu de sine. Nu te teme că eu nu-ți fac nimic rău. Păi nu faci nimic rău, dar ești prea apropiat. Adică... Asta și vreau să fiu foarte apropiat de tine, da? Foarte apropiat. Chiar vreau să fiu foarte apropiat de tine. Ce zici? Nu. De ce nu? Că nu, eu n-am venit pentru tine. Dar pentru altcineva. Pentru cine ai venit? Eu am venit ca să-mi găsesc eu pe cineva. Deci ce vrei? Ce te uiți așa la mine? Eu ți-am spus că mie foarte mult îmi place de tine și uite-te la mâinile mele, ele chiar tind spre tine. Toate... Păi și eu nu tind spre tine. Eu nu știu cum să mă abțin, sincer îți spun. Chiar caut sincer orice... îți spun, eu nu chiar caut o persoană ca tine. Caut orice moment să te ating. Eu nu caut. De te rog ce? Frumos. Dar te rog frumos, ce vrei? Să ne colțuri? Nu știu ce înseamnă. Păi da, te rog frumos. De deci ce, prea, ce, ești ce prea apropiat. Eu nu caut o persoană ca tine. Nu-mi place. Ce așa de greu de înțeles? Ce nu-ți place? Place. Spune. Spune ce am... Tot comportamentul tău. Te rog, eu nu, nu să ies eu așa de simplu. Atunci ies eu. Ce? Roman, ne cunoaștem de ceva vreme, dar nu te-am văzut niciodată ca acum să reacționezi. Da, m-am comportat ca un animal, recunosc. Eu n-am zis! Ca un dobitoc. Nu mă gândeam chiar așa de departe. Ca un dobitoc și știu care este locul meu. Poți să trec acolo direct să spun ce s-a întâmplat în spate sau nu? Roman, da, te ascult. Deci vreau să explic și cer scuze ce s-a întâmplat acolo. Eu am văzut-o pe Elena, că ea stătea și ea stătea în poziția asta, cum stau... Roman, de ce minți? Cum stau, că s-a văzut cum stau, foarte clar cum stăteam. Cum stau mâțele în martie, dacă ați văzut cineva. Și în mine s-a trezit un instinct. Ca la cățel, da? Dacă ați văzut cum căței dansează în parc sau unde dansează, ați văzut? Și dar nu mai la circ dansează așa. Căței. Nu, dar lăsați-l să-și spună inepția până la capăt. Zi, da, zi. Minte. Da, și când dansează, eu am vrut să mă pornesc spre Elena. De când, ce? Când am văzut-o așa, dar stând, Roman, parcă tu s-a crezi ridicat că toate paravanul. Femeile... Așteaptă un pic. Parcă s-a ridicat paravanul. Și eu am zis, asta este momentul, trebuie să acționez și nici nu... Are dreptate și Oxy face așa uneori. Da, și numai... La câte o vecină sau la câte o pisică. Nu, da, da. Roman, gestul tău nu a fost cum trebuie, ai înțeles? Deci nu, dar e foarte simplu, nu, Răzvan, lasă-l, că nu îi ținem noi lecții de morală. E foarte simplu, te-ai îndreptat și chiar te-ai îndepărtat un pic de locul unde trebuie să stai. Știi unde e locul tău, da? Acolo, stai liniștit unde vrei tu. Ideea este următoarea. Ai putea să iei locul fața spre noi totuși să nu-ți vedem dosul? Mulțumesc! Mulțumesc! Dar aș vrea ca pe parcursul emisiunii să te gândești foarte serios că omul are niște limite. Adică nu poți să-ți iei azimut și să te duci și să faci ce vrei tu când vrei tu. Adică ne controlăm, bem un pahar cu apă, ne revenim, facem un duș rece și dacă fata nu vrea, nu vrea. Căci dacă fata nu vrea și tu vrei și vrei prea mult, se cheamă hărțuire. Și atunci stai acolo și gândește-te și gândește-te și gândește-te. Mulțumesc! Doamna Gabi,
Să știți că a început să mă ia pe mine exemplu așa. Încearcă să copieze originalul, dar nu prea iese. Auzi, ia treci și tu lângă el. Hai, treci și tu lângă el. Hai, 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 hai. Și poți să mă întrebi de ce te-am trecut la colț? Nu mă întrebi? Știe. Știi de ce te-am trecut la colț? De ce? Păi e felul meu de a fi. Dar să mai ajung și pe aici. Ești așa bucuros că oricum te vede o țară întreagă cât ești așa de răsferit. Și ce dacă? Mai și râzi. Da, normal, pentru că îmi permit. A, îți pare bine, te bucuri. Da, da. Ia da. Treci și tu, Cristina, cu ei aici. Te invit aici, este coaja ta. Marian, în primul rând aș vrea să-mi dai microfonul ăla. A, așa. De ce? Hai, 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 hai. Pentru că voi sunteți pedepsiți și n-aveți voie să vorbiți și aș vrea să știu dacă mai vorbește cineva. A, nu, dar vreau să știu. Bun, deci ne putem ocupa liniștiți și de Adina, da? Mulțumesc. Paula, treci și tu la colț. Hai, 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 hai! Hai, 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 hai! Da, să știi că e ca și cum ai stat la colț acolo, da? Bine. Să mai aud eu pe cine... Șt! Doamna Gina, văd că vă mănâncă... Adina, pentru tine astăzi a venit Emil. Să intre.